Care va fi pragul de impozitare a pensiilor din 1 octombrie? Pragul de impozitare a pensiilor va crește la 3.000 de lei, începând cu 1 octombrie 2024. Premierul Marcel Ciolacu și ministrul muncii, Simona Bucura Oprescu, au anunțat că începând cu data de 1 octombrie 2024, pragul de impozitare a pensiilor va fi majorat de la 2.000 de lei la 3.000 de lei. Astfel, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată. Impozitul va reprezenta 10% doar din diferența ce depășește 3.000 de lei. De exemplu, o pensie de 3.800 de lei va fi impozitată cu 80 de lei, 10% din 800 de lei. Ciolacu a precizat că majorarea pragului nu va avea un impact bugetar semnificativ, estimat la aproximativ 800 de milioane de lei. Această sumă se încadrează în cheltuielile asociate cu recalcularea pensiilor, pentru care estimările inițiale au fost de 10 miliarde de lei. Premierul a subliniat că datele actuale indică existența unui spațiu bugetar care permite majorarea pragului de impozitare a pensiilor, cheltuielile pentru primele 4 luni fiind de 8,3 miliarde de lei. Deci această creștere a plafonului până la 3.000 de lei este bugetată. Cum această măsură va afecta voucherele sociale pentru alimente? Această modificare nu va afecta voucherele sociale pentru alimente. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat că pensionarii nu vor pierde voucherele sociale ca urmare a acestei schimbări, asigurând că nimeni nu va pierde niciun ban din cauza impozitării sau a renunțării la vouchere. Astfel, pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitați, iar cei care beneficiază de vouchere sociale vor continua să le primească, fără a fi influențați de noul prag de impozitare. Cum această măsură va afecta familiile cu copii? Măsura de creștere a pragului de impozitare a pensiilor la 3.000 de lei, care va intra în vigoare pe 1 octombrie 2024, nu va afecta direct familiile cu copii. Această modificare se concentrează pe impozitarea veniturilor pensionarilor și nu are legătură cu ajutoarele sociale sau voucherele destinate familiilor cu copii. Guvernul român a implementat diverse măsuri pentru susținerea familiilor cu copii, cum ar fi indemnizații lunare și alte forme de sprijin financiar. Aceste măsuri sunt menite să ajute familiile să facă față costurilor vieții și să asigure bunăstarea copiilor. Prin urmare, majorarea pragului de impozitare a pensiilor nu va influența aceste ajutoare sociale, iar familiile cu copii vor continua să beneficieze de sprijinul guvernamental existent. Va fi, sau nu, aplicată această măsură și în anii următori. Nu există informații clare în prezent despre aplicarea măsurii de impozitare a pensiilor sub 3.000 de lei și în anii următori. Premierul Marcel Ciolacu a menționat că această măsură va intra în vigoare pe 1 octombrie 2024, dar nu a specificat detalii referitoare la continuitatea acesteia în anii următori. În declarațiile sale, Ciolacu a subliniat că nu se ia în calcul majorarea taxelor și că se va continua cu digitalizarea ANAF și reforma cheltuielilor publice, ceea ce sugerează o stabilitate fiscală pe termen scurt. Totuși, nu s-a făcut referire explicită la o eventuală revizuire sau prelungire a acestei măsuri după 2024. Astfel, viitorul pragului de impozitare va depinde de deciziile guvernului și de evoluțiile economice, dar în prezent nu există un angajament clar pentru anii următori.